te poți exprima în multe feluri diferite. Deseori când te aștepți cel mai puțin. Arată nasol, nu? Dar dacă ești suficient de creativ, îți poți transforma hainele în capodopere desăvârșite. Fii pe fază pentru și mai multe trucuri vestimentare! Fantomele astea nu știu ce o să le lovească! Ce-i așa interesant la jocurile astea? Ar trebui să facă ordine, în schimb! Încerc să mă concentrez, mamă! Ok, fie! Chestia asta e plină de praf! Oh, Sofia! Cât de vechi sunt șosetele alea? Zici că trăiești într-un grajd! Șosetele tale! Astea? Sunt îngrozitoare! Ca să repari o astfel de gaură, efectiv urmărește modelul ăsta. Continuă să încercuiești gaura. Înconjoară-o iar și iar până se închide gaura. Finalizează cu ața în interiorul șosetei. Ha? Șoseta mea! E cool, să zicem! Mersi, mamă! Nu mai ascunzi alte găuri, nu? Foarte bine! Ține minte, Sofia, nu e nimeni ca mama! Aerul ăla condiționat chiar bate tare! N-am geaca, așa că pătura asta ar trebui să meargă! Intrați acolo, degețele lor! Pătura asta e prea mică! Of, hai, încălziți-vă, micuțelor! Of, bine, o să-mi iau șosetele! Acolo erați! Stai, nu! O molie? Salutare! Îmi mănânci cașmirul? Ești moartă! Pleacă de aici, molie idiotă! Nimeni nu mănâncă garderoba! Ia-ți la revedere! Acum să reparăm găurile astea! Taie mâneca după pliul ăsta, scapă-te restul puloverului! Apoi folosește-o ca să-ți căptușești șlapii preferați! Îndoaie mâneca peste șlap și fă la fel cu celălalt capăt! Acum ai papuci de casă! Perfect ca să-ți țină degețelele alea călduțe! Cui mai trebuie șosete când îi ai pe ăștia? Acum chiar pot să mă fac comodă! Să beau și niște ceai fierbinte! Ce? Chestia aia încă trăiește? Ai câștigat bătălia, nu războiul, omule! Mă rog, molie! O altă zi de luni memorabilă! Hei! Ăla e tipul nou? Și merge cu motocicleta? E și mai atrăgător de aproape! Mă duc! Bună! Sunt Sofia! Ești nou aici, nu? Ok, am înțeles! Azi a fost cea mai nasoală zi! Mă simt așa invizibilă! Probleme cu băieții? De unde știi? Ăsta e el! Las-o în seama mea! Magia e în cutia asta! Dar mai întâi hai să scăpăm de ăștia! Și de astea! Acum uită-te la mine! Pot lucra cu asta! Un pic de ruj, așa mai merge! Treaba mea e gata! Stai să mă uit la tine! Mă simt uimitor! Ți-ar prinde bine niște de-astea? Dresuri? Țac, țac! Câteva tăieturi grijulii și ai mâneci noi! Arăt perfect! Hei, mersi! Pe curând! Ia să vedem cum mă mai ignor acum! Wow, cine-i aia? Mișto mâneci! Te duc undeva? Sigur! Am mers! Siguranța e prioritară! Să-o facem! Și-au trăit fericiți până la adânci bătrâneți! Înghețată și muzică bună, e sâmbăta perfectă! Vai! Aproape perfectă! N-o să o las să-mi strice vibe-ul! E așa bună! Alo?
Surpriză! Sunt la ușă! Oh, e grozav! Oh, nu se poate! Trebuie să mă schimb rapid! Unde sunt toate? Oh, stai! Rufele! Ce o să mă fac acum? Chestiile mele vechi! Oare e ceva aici? E rămășița mea de material vechi! Doamne! Sper că e ok! Dacă a fost răpită? Sau a căzut în duș? Sau are un nou iubit? Betty! Intru! Am o idee! Pot să-mi înfășor în jurul taliei și să o leg cu un nod drăguț! Dar n-am terminat încă! Se pot face și lateralele! Acum un alt nod! Îl băgăm pe dedesubt, apoi răsucim toată chestia! Am găsit mânecile! Și pata se acoperă perfect! Așa drăguță, nu? Ura! Mi-am lăsat telefonul aici? Betty, ești încă în viață! Doar încercam să arăt bine pentru tine! Hai să o ștergem de aici! Scuze! Florile astea sunt pentru mine? Scuze că m-ai așteptat! Orice pentru tine! Hei! Meciul ăla a fost nebunesc! I-am bătut măr! A meritat antrenamentul? Ce faci diseară? Oh! Se pare că ies la o întâlnire! Wow! Cu Teo? Voi doi sunteți atât de îndrăgostiți! Poți spune și așa! Voiam să zic că... Oh, Sofia? Ce? Oh! Mingea aia m-a învinețit! Nu pot să ies așa! Dar speranța nu e pierdută! De fapt, am soluția perfectă! Ta-da! Două perechi de dresuri? Împreună? Interesant! Începe cu dresurile de culoarea pielii. După ce le-ai pus, pune și dresurile negre peste. Așa! Ridică-te! Deci, vezi vreo vânătaie? Nici urmă de negru și albastru aici! Zici că am alte picioare! Mersi, Betty! Oricând! Pa! Hai să începem! Sunt gata! Trebuie să terminăm imediat! Sunt ai mei! Uite ce-ai făcut! Sigur putem face ceva cu ei! Oh, ce idee bună! Wow! Arată extraordinar! Poftim! Ce drăguți sunt! Wow! O rochie din denim? Drăguț! E rândul tău, Mia? Uimitor! Hai, grăbește-te! Încerc! De ce sunt blugii skinny atât de greu de îmbrăcat? Stai puțin! Nu mă mai pot uita la așa ceva! Cred că am reușit! Nu, n-am reușit! Poate dacă încerc din alt unghi? Ce faci acolo? Nu mai durează mult! Vezi? Am reușit să-mi scot un picior! Fiu, ce greu a fost! Ok, acum celălalt picior! Ups, n-a sunat bine! Oh, nu! Nu-i bai! Pot să-i repar cu foarfeca asta! Trebuie doar să găsesc același loc pe celălalt crac! Cred că aici e bine! Acum o să tai denimul! Gata! Acum am blugi 3/4! Nu credeam că o să arate așa! Trebuie să egalizez! Par din ce în ce mai scurți! Ok! Oprește-te! Dă-i încoace! Bine, dar totul era sub control! Da, sigur! Întinde restul de blugi pe masă și ia o farfecă! Tai o linie diagonală peste unul dintre craci! Acum ai obținut pantaloni scurți! Și o să folosesc strasurile astea! O să le tai fâșii!
Acum urmează partea distractivă. O să facem perechea asta de pantaloni scurți să arate mai interesant. Acum avem nevoie de un pistol cu lipici fierbinte. O să pun puțin lipici pe marginea pantalonilor scurți. Apoi o să lipesc strasurile deasupra. O să repet procedeul pe toată marginea de jos a pantalonilor. Și o să folosesc strasuri de lungimi diferite. Gata, am terminat! Arată bine! Sper să-i placă miei! Ok, probează-i! Wow! Arată extraordinar! Mersi, Betty! Cu mare plăcere! Ești cea mai tare! Ce bine arăt! Mai am de finisat ceva și gata! Betty? Ce mizerie e în camera asta! Ce rușine! Ai haine și produse de machiaj peste tot! Trebuie să faci ordine, domnișoară! Nu e așa rău! Serios? Nu pot să... Bine, mă ocup eu! Ah, au ceva în buzunar! Mi-a venit o idee! Ar păstra ordinea mai bine! Aș putea folosi perechile astea vechi de jeans! Încercarea moarte n-are! O să dau astea la o parte! Ia să vedem ce găsesc în cutia asta! Ce de jeans! Măcar acum o să fie util la ceva! O să trec la treabă! Am o foarfecă! O să încep cu perechea asta! O să tai buzunarul din spate! Vreau să păstrez buzunarul intact! O să am nevoie de mai multe buzunare! Apoi o să folosesc o bucată de denim! O să adaug lipici fierbinte pe o latură! Apoi o să lipesc șiretul ăsta deasupra! O să repet procedeul în partea opusă! O să fac o fundiță la capătul șireturilor! Apoi o să pun lipici pe spatele buzunarelor! Nu am nevoie de mult lipici! O să-l întorc invers și o să-l lipesc peste bucata de denim! O să-l apăs bine ca să se lipească perfect! O să fac la fel și cu restul buzunarelor! Ăsta e ultimul! E gata! Acum trebuie să-l atârn undeva! Aici e perfect! E perfect pentru depozitarea diverselor lucruri! Ai auzit? Bagă-ți toate produsele de machiaj aici! Cât de greu a fost! Wow, mersi, mamă! Gata cu dezordinea! Mama? Nu-i spun nimic! Wow, ce bine arată desenul ăsta! Oh, pot să-i fac o farsă miei! Încetişor, habar n-are că sunt aici! Şşt! Bău! Ups! Ce n-ai? Cum ai făcut asta? Wow, dă-i încoace puțin! Mia, m-ai dezbrăcat! Am o idee genială! Hai să mai desenăm câteva modele pe perechea asta de jeans! O să încep prin a schița desenul cu un pix! Îmi place cum arată! Acum o să conturez desenul cu un marker și pot adăuga culoare! Trebuie doar să nu depășesc liniile! Jeans ăștia o să arate genial! Și e o modalitate genială de a-mi folosi creativitatea! Acum o să desenez ceva și în partea de jos a cracului. O să desenez un cățel simpatic. Mai întâi o să-l schițez rapid. Apoi o să-l colorez. O să iasă o pereche de jeans unicat! Wow! Acum o să desenez ceva pe buzunarul din spate. Aș putea face carieră din asta? Cred că e suficient! Nu cred! Ce părere ai? Wow! Nu știu ce să zic! Ce talentată ești! Acum am o pereche preferată de jeans! Ce distractiv arată! Mersi, Mia! Ah, nu pleca! Poftim! Serios? Come on! Bine, dar îmi rămâi datoare! Evident că vin la petrecere! Hei, ursuleți! Sper că o să fie plin de băieți simpatici! Betty, hai să ne jucăm! Lasă-mă în pace, vorbesc la telefon! Nu cred! Vine și el? Oh, eu vă iubesc în continuare, ursuleților! Oare despre ce vorbește Betty? Trebuie să mă frișez! Oh, interesant! Pleacă de aici! Oh, ce rea ești! Trebuie să pot face ceva? M-aș putea preface că sunt designer vestimentar!
Betty are haine plictisitoare. Le-aș putea transforma în haine la modă. Trebuie doar să tai aici puțin. Oh, da, arată mult mai bine. E atât de... Stai! Ăla-i al meu! Poftim? Oprește-te! De ce? Ce nervantă ești! Dă-l încoace! L-ai stricat! Dar a fost super distractiv! Stai! Poate nu trebuie neapărat să-l arunc. Mai poate fi purtat. Mai întâi o să-l împăturesc în două. Apoi o să-l tai pe mijloc. Trebuie să fac o tăietură dreaptă. Vreau să-i tai mânecile și lateralele. Acum o să mai fac câteva tăieturi. Dar o să mă opresc fix sub guler. Îl desfac și obțin niște franjuri. Ok, trebuie să întind materialul. O să iau bucățile astea două și o să le înnod. O să le înnod și pe celelalte, parcă mi-aș împleti părul. O să fac câteva noduri și mai jos pe fiecare bucată. Vreau să arate ca o plasă. Wow, e fix ce-mi doream. Dar nu merge purtat așa. Așa mai vii de acasă. Wow, ce drăguț arată. Tot plictisitoare ești. Sunt gata de petrecere. Poate îi pot îmbunătăți și poșeta. Mia, nu! Abia aștept să-l văd. Sper să ajungă mai repede. Oare mi-a dat seapă? Unde ești? Oh, de ce pățesc mereu asta? Ce milkshake delicios! Mia? Mia? Hei, ce faci? Mă bucur să te văd! Nu te-am mai văzut de mult! Ups! Mi-ai distrus fusta! Sunt la o întâlnire cu un tip! Serios? Nu-i bai, relaxează-te! Am mereu la mine ceva de îmbrăcat de rezervă. Pățesc asta des. N-am nevoie de un top, ci de o fustă. Probează-l! Așa, continuă! De ce fac asta? Nu arată bine? Stai să te ajut! Trebuie să aranjăm bretelele. De ce facem asta? Acum îl putem trage în jos. Și îl putem transforma într-o fustă. Dă-o jos pe cea pătată. O ținută nou-nouță. Ups. Wow, ești cea mai tare. Trebuie să ajungă. Baftă. Mersi. Mi-a venit băutura. Mersi. Dă-mi voie. Mă sună cineva. Stai puțin. Nu. Iar am pățit asta? Îmi pare foarte rău. Ce neîndemânatică sunt. Stai, am o idee! Poate putem folosi eșarfa asta. Merită să încercăm. O să-mi înfășor eșarfa în jurul corpului și o să țin de capete. Apoi o să trec capetele prin inelul ăsta. O să trag inelul cât mai jos. Se strânge pe corp. O să-mi leg capetele în jurul gâtului. Fix așa! Arăți fantastic! Îți stă foarte bine cu ea! Ce ușurată sunt! Te rog, ia loc! Hai să mai încercăm o dată! Scuze, am emoții! Fiu! Ai ajuns! Scuze că am întârziat! Astea sunt pentru tine! Ups! A fost un accident! Oh, nu! Nu! Deci nu ne mai vedem și altă dată? Betty? Nu mai am topuri de rezervă? E clar! Nu o să-mi găsesc niciodată un iubit! Vai! Am nevoie de un look nou! Ăștia trebuie să dispară! Nu am nevoie de ochelari ăștia! O să iau eu pe ea! Și trebuie să fac ceva cu cămașa asta! Bună, Mindy! O iau eu pe asta, Lily! Acum poate să înceapă petrecerea! Astea o să arate grozav aici! Toată lumea iubește pepenele roșu și îi dă petrecerii mele un aer tropical! Să desfacem draperiile! Cred că e gata! Arată grozav! Stai puțin! Aproape că uitasem ceva! Pepenele meu! E superb! O să-l duc în sufragerie! Wow, aleu!
rudă! Ce mă fac acum? Ah, știu! Magazinul e închis! Dar am nevoie de un pepene! O să găsesc singură unul! Nu pare ok! Poate o să am noroc aici! S-ar putea să fi fost o idee proastă! În sfârșit! Pepeni delicioși! Uită-te la tricoul meu! Dar nu asta contează acum! Ah, stai! Nu am o sacoșă ca să-l car! Dar poate că nu am nevoie de una! Dacă fac mai multe găuri în tricoul meu, pot să-l folosesc pe el! Oricum e deja distrus! Ok, cred că e perfect! O să-l scot și o să-l întorc invers! Apoi fac un nod! O să fie tocmai bun! Pepenele o să încap acolo și așa pot să-l car acasă! E fix ce-mi trebuia! Să mergem! Am ajuns întregi acasă și o să pun pepenele aici! Tricoul ăsta s-a dovedit a fi extrem de util! Hei, ăla e pepene roșu? Vreau o felie! E atât de suculent! Îl ador! E timpul să duc gunoiul! Sunt atât de obosită! Am nevoie de o zi de leneveală! Ute! Oh, nu! E Chris! Nu pot să-l las să mă vadă așa! Arăt ca un gunoi! Trebuie să găsesc rapid o soluție! De ce a trebuit să se așeze acolo? O să mă ascund aici până pleacă! Haide, Chris, pleacă! Oh, nu! Vine în direcția asta! Ce mă fac? Există o singură soluție! Poftim? Nu pot să cred! Vin acum! Auci! Acum chiar că arăt ca un gunoi, dar măcar nu m-am făcut de râs! Nu, e o idee proastă! Haide, gândește-te! Trebuie să pot face ceva! Poate merge să folosesc ceva din tomberon! Vremurile disperate necesită măsuri disperate! Adică nu e cea mai nasoală chestie! Poftim? Nu pot să cred! Ești ok, frate? Da, pleacă! Stai, te cunosc? Luna? Bună, Chris! Ce faci? Arăți ca o cerșetoare! Nu trebuie să fii răutăcios! Ești o fraieră! E atât de răutăcios! Nu, nu poate fi atât de dificil! Cât de enervant! Bună! Ce? Am nevoie de rochia asta? Fac schimb cu tine! Ești nebună! Eu? Credeam că e o ofertă bună! Stai! Cred că mi-a venit o idee! O să-mi scot mâinile din mâneci! Și o să mi le scot prin gâtul bluzei! Apoi leg mânecile în față și le fac un nod după gât! Arată super drăguț! Ah, părul meu! Așa da! Poftim? Nu pot să cred! Vin acum! Chris? Hei, întoarce-te! Bună! Ce mai faci? Bună, Luna! Arăți grozav! Ce drăguț că ai observat! Vai, atât de amuzant! Tocmai am primit cel mai dulce mesaj! Nu se poate! Uite, Chris m-a invitat în oraș! Poftim? Invidioasă? Stai! Uite! Chris mă invită și pe mine în oraș! Cum poate să-mi facă una ca asta? Bărbații! Trebuie să fie o greșeală! Știu! De ce te-ar invita pe tine în oraș? Doar una dintre noi poate să iasă cu Chris, ok? Ok! Și asta o să fiu eu! Da, sigur! Mai vedem noi! O să-l uimesc pe Chris! Pot și eu să intru în jocul ăsta? Eu voiam să mă dau cu rujul ăla! Oh, ce păcat! Nici o problemă! Ador cercei ăștia! Oricum nu-mi plăceau! Ăștia sunt mult mai eleganți! Da, n-ai decât să crezi asta! Mă duc să-mi iau geanta! Și eu! Pe asta! Glumești? Oricum pare ieftină! Blugii ăștia arată mereu bine! Sunt ai mei! Ba nu! Dă-le drumul!
Eu i-am văzut prima! Termină! Fă-mă! Uite ce-ai făcut! Poți să-i păstrezi tu! Multă baftă! Dar... ce mă fac acum? Nu pot să-i port pe ăștia? Sau... trebuie să fac o gaură mai mare. Apoi o să-mi bag mâinile prin cracii pantalonilor și capul prin gaură. Uite așa! Acum o să-i trag în jos. Wow! Arată uimitor! E timpul să plec. Unde te grăbești? Arată bine, nu-i așa? Recunosc că sunt impresionată. Pe curând! Dă-te din calea mea! Chris? Cu cine e? Wow. Ah, bună, fetelor! Oh, sunt gemeni! Hai să uităm de faza asta! După tine! O aștept pe Mindy! Ah, uite-o! Te las! Bună, ce mai faci? Mergem? Huh? Nu mă pot ridica! Ce ciudat! De fapt, e și mai rău! E proaspăt vopsită! Nu! N-am văzut semnul! De ce a trebuit să mi se întâmple mie asta? Nu pot să mă ridic! Sunt lipită de bancă! Oh! Ha! Se întâmplă mai des decât îți imaginezi! Ce mă fac? Stai! Am folosit vopsea sau lipici? Ups! Poartă-te normal! E inutil! Rămân aici! Stai! Poate am cum să te ajut! Credeam că o să meargă! Trage! Mai tare! Haide! Dă-te de pe banca mea! Iu, ce antrenament! A fost epuizant! Mie îmi spui? Cum arată? Spune-mi adevărul! E rău, nu-i așa? Clar! Stai! Cred că știu cum să rezolv problema asta. Am nevoie de câteva materiale. O să iau chestia asta. Iubeam blugii ăștia. Ok, să trecem la treabă. Ai încredere în mine. O să pulverizez vopseaua pe blugii tăi. Și o să folosesc niște șabloane. O să arate grozav. Câteva dungi în plus aici jos. Astea o să fie perfecte aici. Ar trebui să mă fac designer. Spatele-i gata. Acum vine partea din față. Cartonul ăsta o să-mi piedice vopseaua să ajungă pe pielea ta. Ar trebui să mă plătești pentru asta. Ok, o să mai adaug câteva detalii. Gata, am terminat. Ce zici? Wow, sunt fantastici! Nu pot să cred că am niște blugi personalizați! Ești genială! Asta face o prietenă! Ok, să mergem! Unde mi-e vopseaua? Trebuie să fie pe aici pe undeva! Iu, nu trebuie să pierd chestia asta! Tocmai am făcut o greșeală imensă! Nu-i așa că hainele sunt grozave? Pot fi casual și confortabile sau stilate și stricte. Dar, desigur, vestimentația poate crea și multe probleme. Ah, o ador! Aș vrea să pot trăi doar cu ciocolată! Ah, și cu înghețată, desigur! Wow! Ce de mâncare nesănătoasă pentru o singură persoană! Ce faci? Toate astea sunt zahăr curat! Dacă o ții tot așa, n-o să mai arăți în felul ăsta pentru mult timp! Cred că ai dreptate, dar ar fi așa de rău? Da! În sfârșit am câtă ciocolată îmi doresc! Of! Nu vreau să pățesc asta! Trebuie să încep și eu să mă antrenez! Adio training pentru mine! Trebuie să fie pe undeva haine de sport! La naiba! Doar pe ăștia îi găsesc! Păi și ce au? Uită-te și tu! Nu merg! Auzi? Sigur poți face ceva ca să arate ca ai mei! E o idee super bună! O să-i întind frumos! Și am nevoie de o foarfecă!
E timpul să-i tai ca să-i scurtez. O fac încetişor. Vreau să mă asigur că tăietura e dreaptă. Uite așa, ambele picioare. Perfect! Sunt gata de probat. Wow! Chiar vin bine! Și sunt drăguți! Bravo! Arată grozav! Mersi! Să ieșim la alergat! Să termin să-mi închei și returile. Cred că ar trebui să arunc guma asta. O să pun aici. Ah, cineva îmi scrie. Oh, Doamne, antrenamentul ăla a fost așa greu. Stai! Nu! Ți-am zis să te oprești! De ce nu m-ai ascultat? Care-i problema? Ce e? Ce-i cu tine? Aia e gumă? M-am așezat pe gumă? De ce-ți lași mereu guma peste tot? Acum ce să fac cu pantalonii ăștia? Știi ceva? Repară-i tu! Ok, deși nu știu cum să scot guma asta. Azi te rog! Of, e ridicol! Nu pot să cred că ai făcut asta! Trebuie să fie o cale! Stai puțin! Am o foarfecă! Nici gând! Nu vreau o gaură în pantaloni! Auzi? Ai încredere în mine! Știu că e înfricoșător, dar o să meargă, promit! O să încep să-ți decupez pantalonii! Gata! O să scap de partea asta cu guma! Da, fix cum îmi imaginasem! Uite, poftim! Probează-i! Bine! Ce ar trebui să fac cu partea asta? Calmează-te și întoarce-te, te rog! Vezi? Acum le bagi înăuntru! Ha! Chiar e drăguță! Ah, dar tot n-am pantaloni! Poftim! Pot să iei blugii mei! Arată super drăguț! Ia, ce bine că a mers! Ok, da, poți intra! Oh, se pare că e ceva coadă la intrare! Sper să nu aștept prea mult! Ura! Coada se mișcă iar! Wow, foarte frumos! Intră! Nu! Nici gând! Ce? Mă rog, oricum nu vreau să intru! Oamenii trebuie să învețe să se îmbrace mai bine dacă vor să intre! Uite cine vorbește! Costumul ăla e așa plictisitor! Stai! Poate că merge să încerc cu lucrul ăsta! Am zis nu! Trebuie să pot face ceva ca să intru acolo? Părul desfăcut și fără ochelari. Sosesc! Iar tu? Nu! 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 Doamne, de ce nu pricepe? Nu-i corect! E așa de răutăcios! Poate dacă folosesc farfeca, ar merge? Stai! Poate merge! Scuze, geantă, dar trebuie să te tai! Așa, fundul e tăiat! Acum următorul pas! Poartă-o ca pe o bluză! Am nevoie de ceva ca să fac lucrul ăsta să iasă în evidență! Cercelul meu rotund ar trebui să meargă! Perfect! Trebuie să intru acum! Wow! Bine, poți intra! Da, știam că o să meargă! Trebuie să trec pe la vestiar. Oh, e așa de drăguț! Papa, ne vedem mai târziu, scumpule! Oh, Doamne, e chiar aici! Bună! Nici nu m-a văzut! Nu-i corect! Ah, plânge? Chiar da! Oare pot să fac ceva? Știu că îl place mult pe Jared. Știi ce? Mă duc să vorbesc cu ea. Hei, plângi din cauza lui Jared? Uite, cred că te pot ajuta să-i atragi atenția. Exact, ia brățara mea și fă exact ce-ți spun. Ok, pot face asta. Ah, chiar sper să meargă. Bun, întâi trebuie să-mi dau jos puloverul. Apoi a zis că trebuie să-l pun invers.
Ok, am făcut asta, acum e timpul pentru brățară. Partea asta poate fi nițel complicată. Trebuie să prind cele două capete la spate și să le bag prin ea. Apoi trebuie să trag până când se strânge bine. Acum trebuie să închei capetele în față și le îndoi pe dedesubt ca să nu se vadă. Perfect! Acum îmi scot ochelarii și îmi desfac părul. Ok, cred că e timpul să-mi afișez noul look. Wow! Cine e aia? E uimitoare! Hei, ți-am cumpărat ursulețul ăsta, că știu că-ți plac ursuleții! Ce naiba? De unde au apărut tipii ăștia? Da, chiar are sens! Wow, se pare că sunt obosită! Stai, ce e asta? Nu, nu se poate! Clar nu ratez petrecerea asta, dar nu pot să ies așa! Ok, calmează-te și gândește, nițel! Mă pot machia cu ambele mâini în același timp. Cu asta clar câștig niște timp. Au, cercei ăștia sunt mereu așa dureroși când îi pun. Am rupt peria. Acum tocurile astea roșii mortale. Da, clar alegerea potrivită. Dar ce fac cu ținuta? Prea elegantă. Prea casual. Oh, hei, cred că asta e potrivită. Da, sigur asta e ținuta aleasă. Bună! Ești gata să mergem? Oh, nu! Porți aceeași rochie ca mine! La naiba! Ce ne facem acum? Clar nu putem ieși așa! Ah, stai așa! Mi-a venit o idee grozavă! Știu cum îmi pot face rochia să arate diferit! O să încrucișez bretelele așa! Și acum îmi folosesc foarfeca! Fac tăieturi pe fiecare parte. Perfect! Wow! E aproape total diferită. Sigur o să arăți uimitor diseară. Hei! Oh, wow! Arată extraordinar azi. Și eu nu arăt deloc extraordinar. Nasol moment. Oh, ce tristă pare. Hei! Știu cum o pot înveseli puțin. Foarfecele reprezintă soluția. Ce faci cu aia? Încep să intru în panică. Nu! Ba da! Stai pe loc, trebuie să tai ceva. O să tai în jurul cusăturii, aici. Ha! Da, sunt genială. Acum trebuie doar să-ți dau jos mânecile. Wow, arăți mult mai bine. Dar n-am terminat încă. Ah, ochelarii? Ok, o să-i dau jos. Nu mai văd nimic, dar nu mai contează. Și o să mai lărgesc puțin gaura asta. Așa. Ok, am adus sucul, cum am promis. Și eu am adus paharele, dar asta nu e tot. Nu, nu. Am adus și o delicioasă cremă de ciocolată. Vai de mine. E preferata mea. Și a mea. Hai să deschidem. Oh, ce delicios arată crema asta de ciocolată. O să o întind pe felia asta de pâine. Poftim, asta e pentru tine. Super, mulțumesc foarte mult. O să am nevoie de un șervețel pentru bunătatea asta. E foarte, foarte bună! Mulțumesc! Cu plăcere! Pentru asta sunt prietenii! Acum o să-mi fac și mie o felie! Oh, nu! M-am murdărit de cremă! Oh, nu! Uite, ia șervețelul ăsta! Sigur te ajută! Super, mersi! Sper să funcționeze! Nu! N-am făcut decât să o întind și mai mult! La naiba! Trebuie să te pot ajuta cumva! Stai, panglicile cu care mi-am prins părul ar putea fi soluția. Și ce ar trebui să fac cu ele mai exact? Ai încredere în mine. Ok, țineți mai ul de bretele. Învârte-l invers. Bun, acum o să folosesc panglica. O să o bag printre bretele așa. Ok, ești gata? O să-ți o bagi pe cap. Bun, ok, dar n-am terminat încă. O să folosesc chiar panglica. O să o trag prin interiorul maioului. O să fac la fel și în partea cealaltă. M-am prins, acum mă descurc singură. O să o leg la spate. Hei, domnișoarelor, am venit la picnic. Ți-am salvat la fix ținuta. Oh, wow! Ce interesant ești îmbrăcat azi. Mersi, poftă bună. Avem o tonă de gustări. Ia să vedem. Oh, wow, ce ținută drăguță. Îmi place mult de tot. Oh, nu, e mult prea scumpă. Ia să mai verific o dată. Da, am buzunarele goale. Poate celălalt. La naiba, am doar un dolar. Ok, trebuie să-mi o creez singură. No, în niciun caz. Asta clar nu. Perfect, de asta aveam nevoie. Serios, de unde a apărut gaura asta? Nu vine să cred.
Stai, știu ce pot face. În regulă, am pantalonii găuriți și foarfecele. Trebuie să-i tai. O să încep de aici. Trebuie să am grijă să tai în linie dreaptă. Bun, apoi o să întorc foarfeca și o să merg în direcția asta. Uite și gaura. O să tai bucata din jurul ei. Gata, am transformat o pereche de pantaloni găuriți într-o bluză super simpatică. Sunt genială. Știi ce? Trebuie neapărat să-mi fac un selfie. În regulă, mi-am pregătit muzica și acum am nevoie de vopsea. Să trecem la vopsit! Așa, ce wow. Mult îmi place culoarea asta! Arată chiar bine! O să dau și aici! Ah, de ce nu e nimeni aici? Acum trebuie să-i dau un mesaj. Te aștept aici! Ce enervant! Ce-i asta? Oh, nu! Nu se poate! E proaspăt vopsită! Nu! Nu-mi vine să cred! Acum am mâna plină de vopsea! Stai așa! Oh, nu! Pantalonii mei! M-am așezat pe vopsea proaspătă! E oribil! De ce am pățit asta? Ce mă fac acum? Poate merge ștearsă! O să încerc să mă șterg pe mână mai întâi! Ah, nu funcționează! Poate pantalonii se curăță? Ah, nu pot scăpa de ea! E cel mai îngrozitor lucru pe care l-am pățit vreodată! Da, iese chiar bine! Îmi place! Fata aia plânge cumva? Ah, îmi pare rău pentru ea! Plânge, nu glumă! Oh, hei! Cred că am o soluție! Vorbești cumva cu mine? Ești singura persoană de pe stradă? Vino încoace! Ce-i drept? N-am nimic de pierdut! Vai, vai, vai! Nu mai plânge! Poftim, ia asta! Vai de mine! Scuze, căutam Batista, de fapt! Nu, lasă-mă în pace! Nu m-a ajuns deloc! Stai, stai, stai! What? Promit că te pot ajuta! Stai pe loc! Lasă-mă să te dau cu vopsea pe pantaloni! Gata, învârte-te, te rog! Mersi, iese super! Trebuie să colorezi și picioarele! O să dau cu galben pe exterior! Oh, arată extraordinar! Fac și partea cealaltă! Da, și mai multă vopsea! Mai multă vopsea peste tot! Wow, ce tare arată! Nu-mi vine să cred! Cu mare plăcere! Sunt foarte mulțumit de rezultat! Wow. Stai așa, trebuie să te plătesc pentru ce ai făcut! Wow, mulțumesc foarte mult! Pa! Nu-mi vine să cred cât de mulți bani mi-a dat! Hei, scuze că am întârziat, dar am ajuns! Am o veste proastă pentru tine! Da, trebuie să facem ceva mai întâi, vino cu mine! Okay. Ah, hei, te-ai întors! Uite, am un semn nou! Modele unice, 10 dolari! Ce vreme nasoală e afară! Bună ziua! V-am adus meniul de astăzi! Mersi! Vai de mine! Stă acolo singur! Se uită la mine! O să-i fac cu mâna! Ah, ce naiba? Ce-i în capul meu? Nu prea știe să flirteze! Oh, ce bine arată! Wow. Ce păr roșu extraordinar are! Ce drăguță e! Poftim! Asta îl interesează? Trebuie să recunosc că ăsta e unul dintre cele mai reușite torturi! Ah, trebuie să iau o comandă! Vin imediat! Bună! Ce vă pot aduce? Wow, ce de roșu! E culoarea mea preferată! Ce drăguț! Vreți să comandați ceva? Ah, sigur! Aha. Vreau asta, te rog! Stai! A spus că roșu e culoarea lui preferată? Nu am nimic roșu! Nici de îmbrăcat, nici în păr! Nu e corect! N-aveam de unde să știu asta! Și pe ea a băgat-o în seamă pentru că poartă un jorț roșu! E supărată foc că tipul ăla a flirtat cu mine! Asta e! Poftim comanda! Poftă bună! Nu vine să cred! Nu e corect! Mor de nervi! Gata, v-am adus comanda! Poftim! Da, arată super! Toate legumele roșii care îmi plac! Bon apetit! Acum ce mai faci acolo? Mănâncă alimente roșii? Oh, nu! A mai intrat o fată îmbrăcată în roșu! Și ea i s-a părut frumoasă! Doar pentru că poartă haine roșii! Stai puțin! Poate dacă... sau aș putea să... Vai de mine! Cred că știu ce pot face! Ia să vedem! Ce am la dispoziție în jur? Ah, evident! Umbrela mea roșie! O să deschid! Ha! E timpul să transform umbrela asta într-o fustă! Ce mult îmi place forma ei! Și culoarea intensă! Se uită la mine! Bună! Ce faci? Vai de mine! Trebuie să-i dau neapărat floarea asta! Trandafirul ăsta mi-a amintit de tine pentru că ești minunată! Ah, mulțumesc foarte mult! Vrei să mergem la o plimbare împreună? Ha? Ce naiba e asta? O umbrelă?
Habar n-am ce să fac cu ea. Vai de mine, ce somn mi s-a făcut. Trebuie să mă culc. Abia aștept să mă odihnesc. Îmi sună telefonul? Unde e? Uite-l. Ia să vedem cine. Alo? Hei, sunt la o petrecere și e super. Ar trebui să fii și tu. Te așteptăm cu toții. Sunt mult prea obosită. Stai, vai de mine, ce dată e azi? Oare am uitat? Nu, azi era petrecerea. Am uitat. Cu ce să mă îmbrac? Cred că ținuta asta e ce trebuie. Ok, o să mă uit rapid în oglinda asta de buzunar. Hei, Penny, am ajuns. Salutare, scuze de întârziere. Cu ce ești îmbrăcată? Așa s-a aranjat pentru petrecerea asta? E și asta o variantă, cred. Aoleu. Nu, nu pot fotografia arătând așa. Da, îmi pare rău că trebuie să-ți spun asta, dar nu arăți deloc bine. Ești prea drăguță. Ai clar nevoie de o altă coafură. Nu vine să cred ce gafă uriașă am făcut. Trebuie să pot repara cumva situația. Nu, niciuna dintre fundițele astea nu merge. Toate sunt prea drăguțe. Nu mai am nevoie de bendițe simpatice cu urechiușe. Stai! Am clemele astea două de păr. Da, sigur le pot folosi cumva. O să-mi desfac cozile. Așa, am părul desprins. Acum o să trec la treabă. În regulă, ești gata? Să-i dăm drumul. O să-mi trag părul în sus și o să-l prind așa folosind clema asta. Apoi o să-mi învârt părul și o să-l prind iar. Așa. Acum o să-mi desfac puțin șuvița de păr. Și o să o fixez cu niște agrafe de păr. Intră perfect și fixează foarte bine. Super! Acum trebuie să fac la fel și în partea cealaltă. Și gata! Nu mai am nevoie de bendițe simpatice cu urechiușe. Hei, Penny, m-am întors! Vai de mine, ce mult îmi place cum îți stă părul! Arăți extraordinar! Nu vine să cred ce rapid l-ai aranjat! Wow! Uitați-vă la ea! Ce bine îi stă părul acum! Acum trebuie clar să-i fac o poză! Da, fotografiază-ne! Arătăm super! Viețile noastre pot deveni super agitate, dar asta nu înseamnă că nu putem să ne distrăm cu moda! Haide, sari! Wow, asta da aruncare cu capul înainte! Când vine vorba de haine, las baltorele, mă voi lăuda cu ținuta asta! Hei, dă-mi banii! Nu! Ia uite-o pe tipa asta! Ceva în ochi! Chiar doare! Geanta aia e a mea! O fac! Mult mai bine! Asta crezi tu? Da, fine atentă! Și am luat-o! Adio, cucoană! Nu cred, domnule! Frate, cad! Poate că n-am gândit-o prea bine. Scuze? Nenorocitul ăsta mi-a rupt geanta de firmă! Nu chema poliția? Îți vine să crezi? Ce ar trebui să fac acum? Uite cum toate lucrurile mele sunt pline de praf! Apropo de ghinion... E șarfa mea! Se pare că încă arată bine! Pun pariu că pot să încropesc ceva din asta! Un nod aici... Și mai multe la toate capetele! Așa! Am făcut o mică traistă! Și acum să le legăm pe astea două! Un nod dublu e probabil cel mai potrivit! Salutare, mânerelor! Zici că e o nouă geantă! Perfectă să-mi țin acum lucrurile! Și e și drăguțică, nu crezi? Niciun hoț nu o să-mi strice ziua! E aproape gata! Ești ok acolo? Ce fricoasă! E aproape gata! Așa, poftim! S-a terminat? Grozav! Arăt ca o vedetă rock! Stai să-l vadă toată lumea! Puloverul ăsta l-acoperă!
Atâta durere și nici măcar nu se vede. Un pullover? Mișcare de începător. Oare merge un not? Urăsc prostia asta! Sau am o idee! Pot să folosesc mâneca să ridic materialul care e în plus. Apoi îmi voi băga mâna așa. Vezi? Dezgolește toată partea de jos! Tocmai am devenit și mai cool! Mă bucur că-ți place, puștoaico! Mersi, artistă de tatuaje fioroasă! Adică, mă rog, e cool! Uhu, sunt așa fericită! Eh, nu sună bine! Am văzut destule! Ești rea! Pa, pa! Să vedem! Emma? Sper să nu vomit! Vin! Competiția e acerbă, a? Trebuie să o scot din cursă! Doar îmi beau cafeaua liniștită! Ups! Așa de neîndemânatică! Hei! Ești nebună? Îmi pare așa de rău! Nu pot să intru așa! Nu mai pot să port asta acum! Of! Acum toată ținuta mea e distrusă! Asta dacă nu fac o mică schimbare! Stai să văd! Pot să folosesc breteaua asta ca să transform maioul! Vezi că vine diferit acum? Doar un pic de gândire creativă! Wow! De unde și-a luat topul ăla? Ținuta ei e mai drăguță ca a mea! Oh, nu! Oh, renunț definitiv la modeling! Respira adânc! Baftă! Mă rog! Hei, ce se întâmplă acolo? Mai bine mă apropii! O angajează pe ea? Oh! Castingul s-a încheiat! Tu ce vrei? Mi-aș chema un taxi dacă aș fi în locul tău! Chiar s-a întâmplat asta? Oh! Acordurile astea minore mă rup! Ha, o altă petrecere cu tematică? E credibil? Deci, unde eram? Da! Aloha, Betty! Pregătită pentru mare petrecere? Da, sigur, de ce nu? Ușa e acolo! Nu poți să mergi purtând asta! E o petrecere, nu o înmormântare! Și? O să sperii toți invitații! Niște flori ar trebui să îmblânzească situația! Aloha! Vino cu mine! Astea sunt opțiunile noastre? Interesant! E ger în Hawaii, nu? Glumesc! Se pare că stăm acasă atunci! Flori drăguțe idiote! Eh, acum mă simt cam nasol! Bella? Alo? Ce e? Ok, cedez! Mă ierți? Știi că nu pot să stau supărată! Un tricou roz? Ăsta a fost mereu sub nasul nostru! Prinde! Ăsta? Bine! Probabil că nici nu o să-mi vină! Vezi? Și are și o gaură imensă! Păi, nu-i nicio problemă! Ai un tricou cu o gaură în el? Nu mai ai! Acum că a fost tăiat, avem cu ce să lucrăm! Uite ce drăguțe sunt astea! Folosesc materialul ăsta în plus ca să fac franjuri amuzanți! Doar îi fac un nod așa! Ta-da! Wow! Chiar e super drăguț! Bravo!
Chiar sunt talentată, nu-i așa? Merge? Sigur fac asta cum trebuie? E uimitor! Atât de colorat! Și gata! Uimitor! Of, nu-mi plac andrelele astea deloc! Totuși e drăguț să-mi petrec niște timp cu nepoata mea! Vai de mine, ce e asta? Și gata! Excelent! Scumpo, draga mea, uite ce am pentru tine! Ha? Oh, mi-ai croșetat un pulover? Mulțumesc! Poftim! Wow, ce greu e! Ei bine, ce zici? Mulțumesc, e grozav! Dacă îl port la școală, o să fiu de râsul lumii! O să-mi stric toată reputația! Ha, uite cât de acoperită ești! Uah, ești o fraieră! Of, nici gând! Nu vreau așa ceva! Bunico! Oh, a adormit! La naiba! Ce o să fac cu puloverul ăsta? Stai puțin, am o idee grozavă! E tipul pentru un truc vestimentar epic! Clar o să fac ca puloverul ăsta să mi se potrivească! O să-l transform dintr-un pulover pe gât într-un top! Ok, arată binișor! Dar acum trebuie să mă ocup de mânecile astea! Hei, o să le leg în jurul taliei mele ca o curea! Doar un mic nod! Și o să bag înăuntru capetele astea ca să nu se vadă! Și gata! De la un pulover larg la o rochie pulover! Vai, bunica e așa dulce! O să am grijă să n-o trezesc! Are nevoie de un pui de somn! Se poartă așa de frumos cu mine! Să vedem cine mai râde de mine acum! Wow, ce rochie uimitoare! Mersi, bunica mi-a făcut-o! E timpul pentru o petrecere grozavă! Salutare! Ți-am adus un cadou pentru ziua ta! Vai de mine, mersi mult! Cu plăcere! E timpul pentru ronțăieli! Ador cadourile! Sunt preferatele mele! Oare ce o fi? Oh, palpitant! Oh, wow! Ce-i aia? Efectiv, nu are pic de stil! Hei, îți place cadoul? E o fustă, nu? E super lungă! Sunt pantaloni! Mi-a plăcut mult culoarea! Frate, sunt oribil! Hei, stai liniștită! Putem să rezolvăm problema asta? Oh, bine! Hai să încercăm! Bun, e timpul să salvăm dezastrul ăsta aniversar! Avem acești pantaloni imensi și lălâi! Acum îmi trebuie o foarfecă pentru ce urmează! O să decupez cracul ăsta! Bun, acum îi dau iar jos! Nu mai sunt pantaloni, îmi intră pe cap! Iar acest crac devine o mânecă! Gata! Pantalonii dezastruoși sunt acum o bluză! Salutare, lume! M-am întors! Wow! Uimitor! Nu știam că pantalonii erau de fapt o bluză! Băieții, nu-i așa? O să fie o excursie minunată! Abia aștept să mă bronzez! Și m-am răsfățat și cu un bilet la clasa 1! Pe curând! Stai să termin de împachetat aici! O să le iau pe toate! Ah, să-mi pun și pălăria de soare! Nu pot să iau pantofii ăștia! Nici gând! Am nevoie de niște papuci de plajă! Știu că am unii pe undeva! Un șoarece! Îmi distruge papucii! Dă-mi-l înapoi, rozătoare ce ești! Am zis să mi-l dai! Haide, cară-te de aici! Bun, s-a dus! Hei, stai puțin! Am o idee genială! Am cizmele astea vechi și o să tai vârful! Așa, a ieșit imediat! Și acum trebuie să mai fac o altă tăietură aici! Și gata! Au ieșit grozav! Acum am o pereche nouă de papuci! Perfect! Ia-o pe asta, șoarece prost! Și acum e timpul să mergem la plajă!
E ziua de spălat, Rufe! Ce bine că nu am prea multe de spălat! Oh, blugii mei! Îi ador! Clar, asta e perechea mea preferată! Și gata! Doar o încărcătură mică de Rufe! Așa, n-ar trebui să dureze prea mult! O să verific timpul uitându-mă la ceas! Aș putea să stau aici și să aștept! Wow! Învăț atât de multe! Da, aștept să fie gata rufele mele! A terminat mașina! Te sun eu mai târziu! Ok! Asta e fustița mea! Ce? Ce-a pățit? E atât de mică! Nu, 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 nu! Nu se poate întâmpla asta! Nu și blugii mei preferați, te rog! Iu, par să fie ok! Mai bine îi probez ca să fiu sigură! Haide, încăpeți! Trebuie să-i trag! Oh, n-are sens! Cred că s-au micșorat și ei! Blugii mei preferați! Distruși! Nu-mi vine să cred! Faza asta mi-a stricat ziua! Aproape că simt că m-au trădat! Nu am făcut decât să iubesc! Stai! Poate că merge să fac ceva! Ha, o să-i întorc pe dos! Trebuie să-i bag pe ambele picioare! Și apoi... O să-i trag până sus! Da! Merge! Am păcălit pantalonii! Adio, fustă! Nu mai am nevoie de tine! Da! Blugii mei preferați încă mai trăiesc! Și arată la fel de bine ca înainte! În sfârșit pot să-mi încep ziua! Se pare că asta e casa! Ah, cred că e coletul meu! Poftim coletul, domnișoară! Da, ador să primesc pachete, iar ăsta e din Australia! Trebuie să deschid cutia asta! Hai, descociule, vreau să te desfaci! Of, e inutil! Ah, normal, o să folosesc foarfeca! Ha, așa, taie fix scociul! Trebuie să-l tai pe tot! În sfârșit, pot să-mi deschid cutia! Oh, nu! Foarfeca mi-a tăiat sacoul! Nu, e distrus total! Ce greșeală imensă! Eh, poate că am cum să rezolv situația asta! Ok, stai să-l îmbrac și să văd cum stă treaba! Acum am iar nevoie de foarfecă! O să încep să-l tai unde era deja despicat! Așa! O să tai până la capăt! Și acum pot să folosesc partea inferioară pe post de fustă! Nasturii o să o țină la locul ei! Așa! Am o jachetă micuță și o fustă acum! Wow! Arată fabulos! Clar am nevoie de o poză! Selfie-urile astea o să strâng atâtea like-uri! Da! Asta e poza pe care o să o trimit! Ah, sper să-i placă! Îi place? Îi se pare super cool! Da! Ah, abia aștept să mă relaxez! Clar merită asta! Ok, să mă schimb în costumul meu de baie! Oh, nu! Costumul meu e distrus! La naiba! Am uitat de ciocolata aia de acolo! Nu mai am cum să-l port acum! Ce mă fac? Stai! Cred că știu cum să-mi salvez după amiaza! Ok, îmi trebuie materialul ăsta de la pălăria mea! Bun, se pare că am ceva material aici! Grozav! O să încep prin a-l pune în jurul taliei! Bun, e aproape ca o fustă! Drăguț! Dar n-am terminat! O să-l trag printre picioare! Și apoi o să-l bag pe sub nodul făcut! Acum o să rulez nițel marginea de sus! Și o să folosesc asta ca să fac un alt nod la spate! Gata! O să stea locului! Ta-da! Mi-am făcut un nou costum de baie! Și acum în sfârșit mă voi bronza! Dar să nu uit să mă hidratez! Wow! Ce costum de baie bombă! Nu te mai uita la ea! Să mergem! Chiar e un costum reușit, dacă pot spune asta!